Bună ziua, sunt Alexandra, nespecialist în domeniu, de aceea vreau să împărtășesc cu voi niște soluții pe care le-am descoperit eu de îngrijire a plantelor și care mi-au folosit. Încă o dată, eu fiind nespecialist, nu sunt horticultor, dar m-au ajutat foarte mult. Astăzi vreau să vă laud bețișoarele pentru plante verzi. Sunt un îngrășământ de la Pocon. Ați auzit de Pocon, e cea mai bună gamă de îngrășăminte de pe piață la ora actuală. Sunt olandeze, au vreo 85 de ani de experiență. Și sunt niște îngrășăminte pentru oameni ocupați. 3 luni de zile după ce ați aplicat bețișoarele, nu mai aveți nicio grijă, doar udați planta. Aceste bețișoare sunt 24 în pachet, deci sunt foarte convenabile ca raport consum-preț și sunt potrivite tuturor plantelor cu frunze verzi. Tuturor plantelor, palmieri, croton, iuca, dracena, you name it, aveți soluția. Să vă arăt cum se aplică. Este foarte, foarte simplu, de aceea le iubesc. Ne uităm la instrucțiuni și vedem în funcție de diametrul ghiveciului câte bețișoare ne trebuie. La acesta mic ne trebuie 3 bețișoare, la acesta mare, cam de 20 de centimetri, ne trebuie 4 bețișoare. Ok? Deci luăm 3 bețișoare. Sfatul meu este să le tăiați pentru a le pune peste tot în ghiveci, astfel încât, prin udare, apa să ajungă ușor la ele, să le dizolve și substanțele nutritive să ajungă în plantă. Iarăși, foarte important, aceste îngrășăminte sunt testate, nu ard rădăcinile plantei, sunt extraordinar de bune. Tot ce vă mai rămâne de făcut este să udați planta. 3 luni de zile nu mai aveți altă grijă. La fel, puteți pune la orice plantă. Doar vă uitați la indicații și vedeți câte bețișoare trebuie în funcție de mărimea ghiveciului. Sper că v-a folosit sfatul meu. Eu una învăț pe zi ce trece. De la un nespecialist pentru azi, nespecialist, dar iubitor de plante ca și mine. Mulțumesc frumos!